Salut! Bine ați venit în laboratorul LCCOM. Astăzi vom modifica un ICOM IC7300 aplicând deschiderea de bandă pentru toată frecvența. Solicitarea este venită de la un posesor din afara țării. Consecința e foarte simplă. Se pierde garanția. Nu vă sfătuiesc să încercați asta acasă cu dispozitive improvizate. Puteți să deteriorați echipamentul, iar dacă o veți face, o faceți pe propria noastră răspundere și pe riscul dumneavoastră. Pentru a accesa zona de lucru, trebuie să desfacem capacul inferior al stației. Niciodată să nu creezi un magnet. Bine să facem conectarea antistatică.
curățăm lipiturile. Înlăturăm excesul de flux. Curățăm cu alcool izopropilic. Acum uscăm zona. Imediat după ce faceți o intervenție, e bine să scăpăm de toate sculele care nu mai sunt folosite. Scăpăm de ele, liberăm bancul. Putem să scăpăm și de brățara antistatică în acest moment. Desfacem și cablul de descărcare statică al stațiilor de lipit. Acum e bine să facem o probă. Am găsit și cablul alimentare. Întotdeauna înainte de a porni o stație pe banc, este indicat să-i atașăm o sarcină artificială. Am alimentat-o. Îi legăm la o sarcină artificială de 50 de ohmi ca
cazul de față e vorba de analizorul, testerul de comunicații, care are deja sarcină incorporată. Conectăm și microfon, pornește testerul. La putere mică. Una criminală a scos din criză, cred. Analizul. Să-i fie rușine. Așa, da. Ok. Șapte, doi, doi, cinci, merge la doi, doi, zero. Deci, șapte, doi, doi, zero. Zece vați. 9,89. În 10 vați regați. Da? Ba. Deci, acesta este modificarea. O să vedem ce firmă are. Punct 13. Deci este la zi, nu necesită actualizare. Oprim. Oprim sursa. Oprim analizorul. Spatem panel de alimentare. Scoatem cablul de antenă. Scoatem microfonul, microfon pe care l-am luat de la stația mea. Întrucât am scos din cutia stației strictul necesar, adică stație. Eliberăm ringul. Punem capacul la loc. Să-l punem cum a fost sau îl punem invers? Zic să-l punem cum a fost. Totdeauna lucrurile vor merge mai bine dacă sunt neagândit cineva. La deschiderea șurubului am folosit o șurubelniță mare. Astfel încât capul Philips să potrivească exact în șuruburi și să nu lase niciun fel de urmă pe el. La strângerea șurubelor vom folosi aceeași șurubelniță, dar e mai ușor să ne înșurubez o șurubelniță mai mică. Ca să fie mai ușor să țin șurubul pe șurubelniță, o aplic un magnet de mici dimensiuni. Astfel încât șurubul stă frumos pe șurubelniță și nu face ce fac de obicei șurubul, adică pleacă încotro văzând cu ochii. Foarte important atunci când efectuați reparații, ansamblați sau dezansamblați, să mișcați aparatul după cum vă este comod. Nu după cum îi place aparatului să stea.
Inevitabil mai rămâne un fir de praf. Nu-mi place ideea. Dar ce fac să București? Acesta este București. Dragii moșului. Pack it like a pro. Acum urmează să în cutie. Cam asta a fost. Vă mulțumesc pentru atenție.